Tabele asimetrice în paginile web. Elementul table. Atributele elementului table. Pe ecran este afișat un tabel constituit din două coloane verticale desigur și patru linii orizontale desigur, patru rânduri. Rândurile sunt anunțate de marcajul table row, iar la intersecția rândurilor cu coloanele se formează celulele inserate cu ajutorul marcajului table date. Dacă dorim ca o celulă să fie accentuată, ca și cum ar fi un titlu sau un cap de tabel, putem folosi eticheta table header, TH. Dacă nu dorim, atunci toate celulele au același nivel de luminozitate. Pe ecran este afișat un tabel cu trei rânduri și trei coloane. Un prim exemplu de tabel. Coloana 1, coloana 2, trei rânduri, trei linii orizontale. În celule sunt trecute valori numerice 1, 2, 3, 4 și informații despre poziționarea coloanei 1 și poziționarea coloanei 2. Dacă tabelul conține atributul border, atunci sunt observabile liniile de contur de tabel și liniile care delimitează fiecare celulă. Exemplul prezentat ilustrează folosirea atributului background color, BG color. Vizual, prin intermediul acestui atribut, tabelul se delimitează clar prin culoare în pagina noastră web. Iată o combinație de utilizare a atributelor chenar, adică border, și culoare de fundal. Prezența atributului white cu un procent în partea de valoare extinde suprafața tabelului la un procent raportat la dimensiunea orizontală a paginii web. Asemănător, atributul high, iată cu valoarea 50%, extinde tabelul pe o suprafață exprimată în procente de 50% din înălțimea totală a paginii. Exercițiu practic. Se dorește realizarea unui tabel care să conțină în partea stângă top 5 universități din lume și în partea dreaptă top 5 universități din România. Vom folosi acest șablon, adică un tabel cu două linii și două coloane. Pe linia a doua, în celule, sunt prezente două liste ordonate cu cifre arabe. Aceasta este implementarea codului sursă care realizează, satisface cerința problemei. Iată și informații despre conținutul informațiilor din tabel. Pentru a schimba designul unui tabel, pentru a face o fuziune între celule, trebuie să folosim atributele colspan sau rowspan atașate marcajului table date.
Deci o celulă poate fuziona cu o celulă vecină, pe verticală sau pe orizontală. Iată, atributul colspan reprezintă numărul de coloane peste care va expanda, peste care va fi scrisă o celulă. Iar atributul rowspan va preciza numărul de rânduri peste care se va extinde o celulă. Exercițiu practic. Vom porni de la acest tabel cu două coloane. În prima coloană sunt trecute numere de ordine, iar în coloana a doua, cuvinte cu anumite înțelesuri. Ne propunem să grupăm aceste cuvinte în familii de cuvinte. Iată, spre exemplu, cuvintele lecție, temă, profesor se circumscriu conceptului de școală. Pentru a așeza acest cuvânt în partea dreaptă, vom folosi atributul rowspan cu valoarea 3 așezat în dreapta cuvântului lecție. Oferim și un exemplu care nu realizează cerința tocmai pentru a sublinia importanța situării celulei care fuzionează cu vecina celulă. În plus, ilustrăm și inserarea unei linii de demarcație între cele două zone. De fapt, un exemplu de utilizare a atributului colspan cu valoarea 3. Am corectat exemplul anterior și am completat cerința astfel încât, prin adăugarea atributului rowspan cu valoarea 4, am grupat cuvintele munte, mare, avion, barcă, sub titulatura de vacanță. Mergem mai departe și în locul textelor explicative, am folosit imagini la fel de sugestive. Imaginile sunt inserate cu ajutorul marcajului Image Search, completat în cazul nostru cu atributele High și Wide necesare stabilirii înălțimii și lățimii imaginilor. Prin îndepărtarea liniilor de contur, am obținut exact ce ne-am dorit, o pagină web cu un aspect aerisit, cu informații la vedere și cu o topografie plăcută. Suntem într-o nouă sesiune de autoevaluare. Tema pentru acasă. Realizați un tabel asimetric care să cuprindă imagini din categoriile activități școlare, activități de vacanță. Fiecare categorie are la dispoziție 3 linii pe care sunt inserate câte 2 imagini. Numele categoriei trebuie să apară în dreapta, colorată în roșu, pe fundal alb, cu aspectul Arial Black și dimensiunea 6. Tabelul trebuie să ocupe 40% din înălțimea totală a paginii și nu trebuie să aibă nici fundal și nici borduri. Cu titlul de ajutor oferim conținutul fișierului sursă. Vă mulțumesc!